Bun găsit la emisiunea Dialog Social. Suntem în Comuna Samarinește. L-am alături de mine pe administratorul public și viitor candidat la primăria Samarinești din partea Partidului Social Democrat, domnul Narcis Bornăgel. Bună ziua, bine ați venit la noi în localitate. Bine v-am găsit. Cu dumneavoastră o să discutăm despre stadiul investițiilor la momentul acesta care se află în derulare în localitate. Aș începe cu investițiile pe partea de utilități publice. Este vorba de o extindere a rețelei de apă pe o distanță de aproape 8 km, dar și o extindere a rețelei de canalizare pe o distanță de aproape 7,5 km în satele Boca, Valea Bisericii, Samarinești, Valea Poienii și ulițele adiacente. Un proiect în valoare de aproape 5,6 milioane de lei cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Vreau să menționez că acest proiect include și racorduri, atât la noua canalizare cât și la rețeaua existentă. Vă rog să ne spuneți în ce stadiu sunt lucrările la momentul acesta. Proiectul este în execuție și în momentul acesta e aproximativ 75% din el executat, implementat, 51% decontat. Pe ambele rețele? Da, și apă și canal. Apa este finalizat în proporție de 100%, mă refer la partea de țevi. Mai au să pună în funcțiune hidrofoarele de presiune și să echipeze puțul, parte de echipamente. Pe partea de canalizare, unde a mai rămas de introdus conducta pentru canalizarea? Aproximativ 2 km pe magistrală, pe principală și ceva racorduri la proprietari. Când estimați dumneavoastră că vor fi finalizate lucrările și când se vor putea cetățenii racorda branșa la apă și canalizare? Păi, mare parte din ei sunt branșați, o folosesc. Termenul de finalizare ar fi sfârșitul lunii august, dar ținând cont că a fost perioada de iarnă plus problemele cu pandemia, probabil o să decalăm puțin lucrările, dar nu foarte, foarte mult. Eu știu, undeva la septembrie-octombrie ar trebui să fie finalizat în proporție de 100%. A fost și este un proiect amplu, complex, de durată. Ați avut probleme cu implementarea acestui proiect? Ceva probleme pe partea de execuție, că fiecare racord are povestea lui, întâlnești o felul de situații în șantier și, într-adevăr, s-au mai întâlnit și probleme, dar nu probleme care nu au putut fi rezolvate la fața locului. Un alt proiect la fel de necesar și de amplu este vorba de, pentru care ați făcut demersuri, este vorba de introducerea de gaze naturale pe drumul județean, pe o distanță de 7 km și la fel satele adiacente. Un proiect pe care l-ați depus, din câte știu, solicitarea de finanțare, mă refer, prin acel fond de dezvoltare și investiții care ulterior a fost desființat. Vă rog să ne spuneți dacă ați făcut mai departe alte demersuri pentru solicitări de finanțare pe alte linii. Este un proiect la care eu personal țin foarte mult. Într-adevăr, la fondul de investiții sunt ceva probleme. Avem informații că urmează să apară finanțări pe fonduri europene. Noi am continuat cu demersurile și avem deja studiul de fezabilitate executat pe partea de gaz. Avem și soluțiile tehnice care sunt în discuție pentru execuție. Cea mai bună soluție care o considerăm și noi viabilă și proiectanții ar fi să venim pe satele din partea a doua a comunei, satele din Văi, cum le zicem noi, pe un racord de distribuție din orașul Motru. Se pleacă de la Ploștina, drumul de Miculești și ajungem în Băzăvani, de acolo Țirioi Larga, coborăm în Samarinești și se ajunge la județean. Deci, practic, e singurul proiect care începe invers. Dar sperăm, e un proiect la care mai avem mult de împins, dar sperăm să veniți cândva să fie implementat. Ați finalizat studiul de fezabilitate. Ne puteți spune la ce valoare se ridică această investiție? 3 milioane de euro. Iar pe satele adiacente, despre ce distanță ar fi vorba de introducerea conductei de gaze? Per total sunt
aproximativ 10 km acum, să vedem dacă se și aprobă chiar peste tot pe unde vrem noi. Dar am vrea măcar pe partea principală a satelor să ajungem cu rețeaua. Ați pregătit toată documentația necesară pentru a depune solicitarea de finanțare pe fonduri europene sau pe fonduri guvernamentale prin acel PNDL 3 care este așteptat? Atât la drumuri cât și la gaze, fiind o valoare foarte mare a investiției, o să încercăm să ieșim pe SEAP cu lucrările pe clauză suspensivă și să accesăm absolut toate sursele de finanțare, să executăm atunci când primim bani. Deci, fiind foarte, foarte mare lucrarea și comuna noastră fiind o comună mică, e foarte greu să obții finanțare pe toată suma de la un singur finanțator. Și asta ar fi o soluție ca proiectul să meargă, să fie pornit și finalizat. Vă rog să ne explicați dumneavoastră această soluție pe înțelesul tuturor. Din momentul ăsta urmează să scoatem la licitație lucrarea, firmele o să se înscrie, o să stabilim un câștigător după ce se evaluează și atunci când avem finanțarea, urmează să dăm autorizația de construire și ordinul de începere a lucrărilor și să lucrăm atât cât avem finanțare. Iar pe partea de cultură, o altă investiție în derulare în localitate care știu că a fost finalizată, este vorba de reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural, un proiect cu finanțare de la Uniunea Europeană prin PNDR, GAL, Grupul de Acțiune Locală. Știu că s-a finalizat investiția. Când ați făcut recepția? Și dacă totul este în regulă, sunteți mulțumit de lucrări? Investiția este finalizată pe data de 21.04. Recepția urmează să se facă împreună cu toate autoritățile, deoarece AFIR-ul nu acceptă să se închidă proiectul fără autorizație de funcționare. Asta înseamnă prezența ISU, prezența ISC și a tuturor DSP-ul. Și știți că a fost problema cu pandemia, am încercat să solicităm prezența dânșilor, încă nu a început treaba așa cum era înainte de problema asta și suntem în demersuri. Dar lucrarea e finalizată, decontată, doar urmează să o închidem oficial, să avem autorizație de funcționare. Care este valoarea investiției? Aproximativ 5 milioane de lei vechi, 500 de mii de lei vechi, scuze. Ați făcut investiții și pentru unitățile de învățământ din localitate. Este vorba de o reabilitare, modernizare și o extindere, dar și o dotare la grupurile sanitare de la școala Samarinești. Un proiect în valoare de 3,5 milioane de lei, o școală la care învață 50 de elevi. Mai mult de 50 de elevi. Vă rog să ne spuneți dacă s-a stabilit constructorul și dacă, bineînțeles, au început lucrările. Da, proiectul a demarat. Grupurile sanitare nu se dotează, se construiesc de la zero, că nu existau grupuri sanitare. Practic, asta ne-a și ajutat în susținerea finanțării. Pe lângă corpul existent care se reabilitează și se extinde cu grupuri sanitare, se construiește un nou corp de clădire alipit de acesta cu o sală multifuncțională, care o să fie folosită de copii pentru diverse activități. Cum ar fi? Ce activități vor fi? Nu știu, sportive, recreative, mai e și problema asta atunci când nu se poate ține ore în aer liber, probabil o să o folosească că e foarte mare, să se respecte distanța care se impune de COVID. Asta înseamnă că va fi o sală mare, cu peste 850 de metri pătrați, aproximativ 870 de metri pătrați, pe lângă cei 370 existenți la clădirea veche. Care este stadiul lucrărilor la momentul acesta? Ce mai este de făcut? Suntem la faza de început, doar ce a demarat lucrarea. Care este termenul de execuție pentru această investiție? Eu zic aproximativ 6-7 luni. Per total, dar pe corpul vechi de clădire, constructorul a promis că până septembrie, când începe școala, și acolo avem și una din secțiile de votare la școală și avem nevoie pentru alegerile din 27 septembrie, sperăm să fie funcțională.
deci undeva, eu știu, la jumătatea lunii septembrie ar trebui corpul vechi să fie reabilitat. Și pe partea de infrastructură rutieră, ați făcut demersuri pentru asfaltarea a peste 17 km de drum, un proiect cu o valoare de aproape 5 milioane de euro. Ați depus peste 5 milioane de euro. Ați depus solicitarea de finanțare și așteptați această finanțare la sfârșitul anului trecut pe acel fond de care spuneam, fond de dezvoltare și investiții. Presupun că n-ați primit finanțarea și, așa cum ați spus, ulterior ați depus, așteptați să depuneți solicitarea de finanțare pe fonduri europene sau guvernamentale. Da, am făcut pași. Am fost sprijiniți de Consiliul Județean și am primit ceva sume pentru drumuri la începutul anului și cu sumele astea am reușit să demarăm partea de tot ce înseamnă studiu de fezabilitate, studiu geo și alte studii. Ne ajung banii care am primit de la Consiliul Județean să demarăm partea de licitație, să plătim taxa ISC pentru pornirea lucrărilor și probabil o parte din proiectul tehnic. Deci o să poate chiar și de execuție, dar foarte puțin. Nu știu cât se execută, dacă între timp apare vreo minune și apar alte surse de finanțare, noi le accesăm. Vă rog să ne spuneți care drumuri sunt cuprinse în acest proiect de asfaltare. Păi tot firul principal, comuna noastră cu absolut toate ulițele are aproximativ 22,4 km. Drumuri principale sunt 17,35 km și asta le-am prins. E vorba de satul Samarinești, care e și cel mai lung dintre sate, 2,550 km, satul Boca, 1,950 km, satul Valea Puinii, care este mai scurt cu 770 de metri, Valea Bisericii, care prinde și în DC84, Valea Bisericii are aproximativ 1,5 km plus DC84, care este cel mai lung drum, are aproximativ 6,5 km. Aici avem o problemă, că este un drum care face legătura între satele comune și nu numai, între comuna noastră și comuna vecină. Este un drum care chiar ne pune dificultăți, dar sperăm să reușim să... E și foarte important. Și mai rămâne deci 84A, care prinde satul Băzăvani și Țirioi. Cam asta ar fi. Rămâne, deocamdată nu sunt cuprinse în acest proiect și rămân la stadiu de... Diferența de aproximativ 4-5 km care se strâng din ulițele scurte și... Da, n-ar fi o problemă. Dacă am reușit să ajungem să implementăm proiectul ăsta, nu cred că mai e o problemă de 4 km. Găsim soluții. Stați foarte bine, aș și spune, cu partea de utilități și infrastructură rutieră în localitate, având în vedere că deja ați făcut demersurile necesare pentru implementare. Sunt foarte mulți oameni. Dar ați făcut deja proiectul. Da, sunt nemulțumiți, într-adevăr s-a întârziat. Acum, puterea exemplului ne-a arătat că a fost mai bine, că am întârziat cu lucrările de drum, că s-ar fi stricat la canalizare. Se mănâncă foarte mult din suprafața carosabilă atunci când plantezi căminele de racord, căminele de pe țeava principală. Poate reușim și odată cu apa și canalul demarăm și drumul. Cum ați spus și dumneavoastră, tot răul spre bine, veți finaliza extinderea de apă și canalizare. Cu drumurile, proiectul este în implementare. Care cuprinde și rigole și poduri de acces la proprietăți. Deci nu e doar covor asfaltic și respectă standardele, să ne încadrăm pe finanțare la orice sursă de finanțare, fonduri europene, orice fel de fonduri. Important e să apară că noi l-am făcut în parametri. Nu se pune problemă. Important e că sunt investiții în derulare în localitate, de altfel urmează a fi implementate odată cu primirea finanțării. Investiții importante pe infrastructura mare, asta contează cel mai mult pentru locuitorii comunei Samarinești. Vorbeam de gaze naturale, de altfel ați făcut demersuri pentru introducerea de gaze naturale. Vă rog să ne spuneți cu iluminatul public dacă mai sunt zone din comună unde nu este extinsă rețeaua electrică de iluminat. Ceva idei de proiecte noi și asta e unul din proiecte. Agenția Fondului de Mediu, cu care am mai colaborat în trecut,
pe un proiect de apă și canal, pe primul nostru proiect de apă și canal, urmează să finanțeze de pe 13 iulie, se deschide o axă de finanțare pentru iluminat public inteligent, îl numesc ei. Gradul comunei noastre ne permite să accesăm undeva la 500.000 de lei și am făcut demersuri, suntem la faza de SFO, să accesăm. Pe partea de execuție, acolo unde o să întâlnim lămpi și infrastructură de iluminat bună, o să o relocăm. Nu ne ajung banii să facem toată comuna, dar peste 70% din ea o să fie nouă și cu echipamente destul de bune. Înțeleg că este vorba de schimbarea lămpilor vechi cu altele noi, moderne, pe bază de LED-uri, mult mai eficiente. LED-uri e un întreg sistem. Este un iluminat pe care poți să-l accesezi de pe telefon, cu care poți să te joci puțin, să faci tot felul de economii sau... Na, te ajută destul de mult. Să reglezi orele de consum, să orele de intensitatea luminei. Este un proiect destul de frumos. Un proiect care a fost implementat, din câte știu, și în alte localități din județul Gorj, cum ar fi primăria Rovinari primăria Stejari. Seamănă destul de mult. Oricum, din ce știu, Agenția Fondului de Mediu, noi primările suntem grup țintă și te contează mai departe pe axele de finanțare europene. Vorbim de schimbarea iluminatului public. Vă întrebasem dacă au rămas zone sau sate unde nu a ajuns rețeaua electrică de iluminat public. Din câte știu, nu ar mai fi nevoie de extindere, dar nu sunt probleme la modul să nu existe, dar avem ceva probleme cu întreținerea lui, că este foarte vechi și nu prea s-a investit în infrastructură asta, dar nu operatorul trebuie să se ocupe de treaba asta, nu noi. Dar avem, oricum, facem echipă bună, de câte ori am solicitat, am avut sprijin, lucrăm cu ce avem. Firma, societatea primăriei sau cu... No, cu ce avem angajați la primărie și acolo unde suntem depășiți, adică solicităm firme autorizate. Aveți probleme frecvente cu repararea acestor lămpi vechi? Date de două ori pe lună, maxim, la medie. Sau este un cost mare cu întreținerea iluminatului public? Este destul de mare, că și comuna este destul de întinsă, dar încercăm să îl eficientizăm prin acest proiect. Vă rog să ne spuneți dacă în această perioadă, luând în calcul și amintim că a fost perioada de iarnă, a fost și încă mai este pandemia de coronavirus, dacă ați mai putut să faceți demersuri pentru investiții noi în localitate, și aici mă refer la proiecte noi, dacă v-ați putut gândi și la... Da, o altă idee de proiect care ar atinge partea de resurse umane ar fi să... Bine, asta am discutat-o cu echipa noastră, să încercăm să accesăm un proiect pentru persoane cu nevoi speciale. Nu știu, aici să cuprindă bătrâni, persoane cu dizabilități. Dar asta pe viitor, atunci când o să fie axă de finanțare, chiar ne interesează, că ar oferi niște locuri de muncă și pe lângă asta simțim că e nevoie de astfel de centre. Am avut o experiență plăcută cu faptul că firma care a câștigat licitația la apă și canal a acceptat să angajeze oameni din zona. O parte din ei chiar au prins bine și se aleg cu meserie și am putut să lucrăm chiar și atunci când a fost pandemie. Că fiind problema cu cazări, cu tot ce... Au lucrat într-adevăr într-un număr mai mic, dar au lucrat aproape în fiecare zi și am făcut pași. De asta am și ajuns în stadiul ăsta de implementare a proiectului, altfel am fi avut 6 luni în care stăteam suspendat, sunt foarte multe șantiere suspendate din cauza pandemiei. Dar la noi, fiind oamenii din localitate care început să treaba, au putut să lucreze. Câte persoane și-au găsit un loc de muncă în cadrul acestei societăți? Sunt 7 persoane din localitate cu carte de muncă, cu specializări, e ok. Vorbeați de un proiect pentru ajutorarea persoanelor cu probleme financiare precare sau pentru persoanele cu vulnerabile, mă refer la persoanele vârstnice? Pentru care categorie de... Studiat puțin ce se finanțează și la nivel european este o cerință. Am văzut că
se urmărește, se face un amestec între persoanele care n-au nicio problemă de sănătate, dar nu știu, sunt părăsite sau n-au pe nimeni, și persoanele cu probleme de sănătate. Asta e o chestie bună că, na, nu știu, le dau curaj. E o chestie psihologică, mă depășește, dar până la urmă nu pot să direcționez investiția pe o anumită categorie. Deci e pentru persoane cu probleme. Problemele pot să fie de sănătate sau de orice altă natură. La ce stadiu se află acest proiect? Este doar la stadiu de... Nu știu, am schițat foarte mult pe hârtie, nu am făcut niciun pas. Nu. Am stabilit și avem zonele unde ar putea fi implementat. Doar atât. Așteptăm oricum, cred că e strict legat și de investiția cu gazele și de investiția cu drumurile. Apa și canalul oricum o să se finalizeze. Dar având... e un proiect cu bătaie lungă, dar... Da, este un proiect social, având în vedere că ați făcut deja... De fapt, faceți demers. Foarte multe avize și acorduri de funcționare și fără infrastructură nu se poate implementa. Dar dacă ajungem la nivelul ăla de dotări ca infrastructură, cred că putem să accesăm și un astfel de proiect. Având în vedere că v-ați gândit și veniți cu acest proiect pe partea socială, presupun că sunt și foarte multe persoane în această situație care trebuie ajutate. Ideea a venit de la solicitări din partea cetățenilor de a încerca să plaseze persoane cu nevoi speciale și am văzut că e foarte greu. Sunt într-adevăr foarte aglomerate, sunt și multe condiții, acum s-au înăsprit cu problema asta și cred că în fiecare localitate ar putea să fie un astfel de centru. Ce vârste au aceste persoane care au nevoie de acest ajutor? Care ar fi limita de vârstă? Am întâlnit tot felul de persoane, nu neapărat de o anumită vârstă. Sunt și bătrâni, sunt și tineri, sunt și persoane cu dizabilități de diverse vârste. Iar cei tineri v-au solicitat dumneavoastră oferirea unui loc de muncă pentru a-și câștiga... Da, și la asta, pe lângă faptul că ar ajuta oamenii cu nevoi speciale, la asta mă gândesc că ar fi undeva la un minim 30 de persoane și probabil în localitate care ar lucra într-un astfel de centru. Iar că vorbeați atât de persoanele care au o situație financiară precară, cât și persoanele vârstnice vulnerabile. Cum v-ați gândit să ajutați aceste persoane vârstnice și pe cei cu probleme speciale? Prin înființarea unui astfel de centru încercăm să finanțăm. Iar este vorba de o consiliere? Sau despre ce ar fi vorba? Se solicită, sunt persoane care au nevoie să pur și simplu să locuiască acolo, să au nevoie de asistență medicală permanent, au nevoie de îngrijire, de hrană și sunt dispuși să-și dea pensia sau ce venituri au, eventual copiii sunt dispuși să plătească diferența de cheltuială, să fie într-un mediu plăcut, să trăiască într-un mediu plăcut. Aș vrea să vă întreb dacă... În afară de acest proiect, pentru acest an, veți mai face ceva pentru veți mai putea face ceva pentru comuna Samarinești, având în vedere și situația financiară problematică peste tot. Da, nu știu, cred că ne-am întins destul de mult cu ideea de proiecte, ce am putea să mai facem și aici, ați putea să ne sprijini și noastră, ar fi să facem puțină publicitate. Cred că atunci când se implementează toate proiectele astea, nivelul localității o să crească și cred că ar fi de profitat pentru eventuali investitori care își caută zonă de locare să vină în comuna noastră, că poate peste ani e mai greu. Deci ar fi interesant să apară și ceva investitori. Vreau să ne spuneți dumneavoastră cum va arăta, ca o ultimă întrebare pe final de emisiune, situația din punct de vedere financiar-economic la primăria Samarinești, dacă vor fi probleme de ordin financiar cu plata salariilor, a facturilor, a serviciilor pentru această jumătate, a doua jumătate de an. Sperăm să nu fim învinși. Tot timpul a fost greu, suntem obișnuiți să fie greu, dar avem avantaj că avem o relație foarte bună cu Consiliul Județean. Chiar
am avut sprijinul de câte ori am avut nevoie și mai ales pe partea de investiții niciodată nu s-a pus problema. Într-adevăr, nici noi n-am sărit calul, am încercat să facem proiecte cu surse nerambursabile cu un procent cât de sub spre 100%, dacă se poate, dar nu îmi fac griji. Dacă rămânem cu echipa care a fost până acum și rămânem echipa asta, eu zic că o să reușim. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune și vă doresc succes la funcția pe care dumneavoastră veți să o accedeți, să ajungeți primar al comunei Samarinești. Mulțumesc frumos! Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare!